Dar noi suntem direct sub operanță cu Ministerul, deci suntem o zonă poșteția, deci ar trebui să mergem prin noua MP, să înțelegem. Și avem o mansardă. Și clădirea în sine nu este eligibilă din această de abordare. Da, dar am vrea să amenajăm o mansardă și acolo să facem laborator de restaurare și digitizare. Fiindcă avem materiale de patrimoniu în cadrul bibliotecii și chiar ar fi necesare cele două laboratoare. Opul programului și apropo de investiții este să nu finanțeze, să zic, clădiri care sunt în folosul comunității altele decât cele vizitabile.